Doamna de referiune a pun mai ce ai de rostopas când super învățat. Nu! Pune telefonul la jos. Pune telefonul jos. Pune o dată jos telefonul. Dumnezeu, de ce era să faci? Nu-ți dai seama, nu? Numai pentru că noi nu știm unde este, asta nu înseamnă că nu știe nimeni unde e. Dacă are o fată, da? O ce? O fată, știi? Nu, tu nu știi. O fată, știi că vii târziu, seara de la birou, o zi. Fii serios. Felix să-și înșele nevoastră. Ăsta poartă vestă și galoși. Și izmen. Bine, dacă ești așa inteligent, eu am o fată. Tu n-ai nicio fată. Tu ai ceea ce am și eu. Între ceea ce ai și ceea ce ai vrea să ai o întreagă civilizație. Uite, Oscar poate are o fată. Nu, stai puțin. Oscar nu este căsătorit. La el nu e plus, la el este la fix, înțelegi? Dar pe mirat, vă rog frumos. Mie mi s-a părut că era cam stresat în ultima vreme. Ție nu ți s-a părut că era cam stresat în ultima vreme? Mie mi se pare că tu ești cam stresat în ultima vreme. Mă rog, Frenzi, Oscar sunt. Am aflut. Așa. Nu. Nu am știut. Îmi pare rău, Francis. Unde? Da. Da, sigur, imediat, da. Te-am sunat imediat, da. Bine, Francis, hai stai liniștită. Se sun imediat, sigur că de la revedere. Ba. Ai de gând să ne spui și nouă sau angajăm un polițist? Vezi, părție. Cine? Felix, cu Francis, cum adică cine? Sau vezi, părție. După 12 ani, da. Erau un cuplu așa de fericit. 12 ani nu înseamnă un cuplu fericit. 12 ani înseamnă un cuplu longevin. Dar ce s-a întâmplat? Francis s-a săturat de el și l-a dat afară. Eu știu pe Felix. Ăsta o să încerce propostie. Eu? Da, toată ziua numai despre asta vorbea, toată ziua. Frumoasa mea nevastă, minunata mea soție, de aia nu pricep ce naiba s-a întâmplat. Minunata lui soție și frumoasă s-a săturat de el și l-a dat afară. Asta s-a întâmplat. Eu vă spun, ăsta o să vrea să se omoare. O să se ducă să se sinucidă. Mare, încearcă măcar 2 minute să nu fii și tu polițist. 2 minute, da? Zi-o, Oscar, unde s-a dus? Să se sinucidă.